Experiență traumatizantă pentru o fetiță de clasa 5 a 5 din localitatea Frumușica. Duminică dimineață, copila a mers la biserica din comună alături de bunica ei. După slujbă, un consătean a chemat-o pe fată la el acasă pentru a-i oferi ceva de pomană. Cu acordul bunicii, minora l-a însoțit pe bărbat, iar odată ajuns la domiciliul acestuia, a început oroarea în imobil prin folosirea amenințărilor și prin acte de violență, bărbatul de 42 de ani a atins-o pe copilă în zona genitală. Fata a reușit să fugă din casa agresorului, a mers acasă, iar printre lacrimi i-a povestit tatălui ei ce i s-a întâmplat. Bărbatul a sunat imediat la 112. În urma probatoriului administrat în cursul zilei de ieri, colegii mei au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore pe numele bărbatului de 42 de ani, acesta fiind în prezent cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de agresiune sexuală. În cursul zilei de astăzi, acesta urmează să fie prezentat instanței de judecată cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului au deschis o anchetă. În cursul zilei de astăzi, Micuța a fost adusă la consiliere. Cazul a fost adus în atenția instituției noastre de către secția de poliție rurală numărul 8 al orașului Flămâns. Urmare a sesizării copilul a fost evaluat de către compartimentul de specialitate din cadrul direcției și s-a constatat că a fost abuzat atât fizic, emoțional și sexual. Ca urmare, copilul va fi inclus în, în, într-un program de consiliere și se va acorda servicii de specialitate. Fetița este singurul copil al familiei, iar pentru părinți, experiența trăită constituie o adevărată dramă.